Bună ziua tuturor elevelor din clasele a 10-a! Astăzi vom continua șirul de lecții la ecuații trigonometrice și vom învăța cum se rezolvă ecuațiile trigonometrice care conțin funcția tangenta sau cotangenta reductibile la ecuații algebrice de gradul 1 sau 2. Pentru început, vă propun următoarea ecuație. Vom precăuta ecuațiile de formă a tangenta pătrat de x plus b tangenta de x plus c egal cu 0. Prin analogie, observați că această ecuație se rezolvă prin substituție. Deci, tangenta de x vom nota prin t. Dar, pentru început, vom determina domeniul de valori admisibile ale ecuației. Tangenta pătrat de x minus 2 tangenta de x egal cu 3. Deci, domeniul de valori admisibile ale acestei ecuații este mulțimea numerelor reale fără valorile pi2 plus pi k, unde k aparține lui 0. Deci toate valorile lui x care satisfac această condiție. Deci vom efectua substituția. Tangenta de x egal cu a. Desigur, dacă ne amintim de proprietățile funcției tangenta, putem să spunem că această ecuație, tangenta de x egal cu a, are soluții pentru orice a care aparține lui r. Ecuația inițială va fi echivalentă cu următoarea ecuație. A pătrat minus 2a minus 3 egală cu 0. Aflăm discriminantul. Discriminantul ecuației este 4 plus 12, care este egal cu 16. A1, aflăm A1, 2 minus 4 supra 2, care este egal cu minus 2 împărțit la 2 minus 1. Determinăm soluția A2, 2 plus 4 împărțit la 2, 6 împărțit la 2 este egal cu 3. Vom precăuta primul caz, fiindcă A este tangenta de X. Tangenta de X egal cu minus 1, atunci X este egal cu arc tangenta de minus 1 plus pi k, unde k aparține lui 0. Atunci x este egal. Minusul iese în față, utilizăm proprietatea. Arc tangenta de 1 este pi pe 4 plus pi k. Prima soluție. 2. Tangenta de x este egal cu 3. De aici putem afirma că x este egal cu arc tangenta de 3 plus pi n, unde n aparține lui 0. În așa mod, dragi elevi, scriem soluția finală a ecuației. Minus pi pe 4 plus pi k, unde k aparține lui 0, în reuniune cu mulțimea alcătuite din arc tangenta de 3 plus pi r, unde r aparține lui 0. Aceasta este soluția acestei ecuații. Mai exersăm. Rezolvați ecuația tangenta pătrat de x minus 7 tangenta de x plus 12 este egal cu 0. Deci, domeniul de valori admisibile ale acestei ecuații este orice număr x care aparține numerelor reale fără pi pi 2 plus pi k, unde k aparține lui 0. Efectuăm substituția. Tangenta de x este egal cu t. Obținem ecuația algebrică. T pătrat minus 7t plus 12 este egal cu 0.
Aflăm discriminantul 49 minus 48 este egal cu 1. T1, 7 minus 1 supra 2. 6 împărțit la 2 este egal cu 3. T2, 7 plus 1 este 8. 8 împărțit la 2 este egal cu 4. Deci avem două valori, T1 și T2, 3 și 4. Prima situație. Tangenta de x egal cu 3. Respectiv, soluția x este arc tangenta de 3 plus pe k. E clar că k aparține lui z. 2. Tangenta de x egal cu 4. Respectiv, x egal cu arc tangenta de 4 plus pi n, unde n aparține lui z. Și atunci noi spunem că soluția ecuației este mulțimea alcătuită din arc tangenta de 3 plus pi k, unde k aparține lui z, în reuniune cu arc tangenta de 4 plus pi n, unde n aparține lui z. Aceasta este soluția acestei ecuații. În continuare, observați, v-am propus o ecuație de gradul al treilea. Deci, la părerea noastră, la prima vedere, ne-ar părea că nu are nimic comun cu a tangenta pătrat de x plus b tangenta de x plus c egal cu 0. Dar vreau ca să observați că avem factorul comun tangenta de x pe care putem să-l scoatem în față. Deci nici într-un caz, dragii mei, nu împărțim toți coeficienții ecuației sau toți termenii ecuației la tangenta de x. În așa caz vom pierde soluție. Dar primul lucru pe care trebuie să-l determinăm este domeniul de valori admisibile. Este orice număr real fără mulțimea alcătuită pi pe 2 plus pi k, unde k aparține lui z. Revenim la ecuația noastră. După cum am spus, vom scoate factorul comun tangenta de x în față. Vom obține tangenta pătrat de x plus 2 tangenta de x plus 3 egal cu 0. Ne punem întrebarea, când un produs este egal cu 0? Când tangenta de x este egal cu 0? Sau tangenta pătrat de x plus 2 tangenta de x plus 3 este egal cu 0. Rezolvăm ecuația tangenta de x egal cu 0. X este egal cu arc tangenta de 0 plus pi k, unde k aparține lui z. X este egal arc tangenta de 0. Tangenta de cât ne dă 0? De 0. De aceea rămâne 0 plus pi k. Astfel obținem x egal cu pi k. Rezolvăm cea de-a doua ecuație, care este, are forma, vom reduce la forma algebrică de gradul al doilea, efectuând substituția. Tangenta de x egal cu a. Atunci, a pătrat plus 2a plus 3 egal cu 0. Aflăm discriminantul 4 minus 4 înmulțit cu 3 minus 12. Observați, dragii mei, că discriminantul este minus 8 negativ, deci ecuația dată nu mai are soluții. Și atunci putem afirma că soluția acestei ecuații este mulțimea alcătuită din pi k, unde k aparține lui z, deoarece aceste valori aparțin domeniului de valori admisibile.
Următoarea ecuație, la fel nestandardă, este ecuația cotangenta a cotangenta pătrat de x plus b cotangenta de x plus c egal cu 0. Deci, este o ecuație de gradul al doilea în cotangentă de x. Dacă vom efectua substituția, vom obține din nou o ecuație algebrică de gradul al doilea. Dar, domeniul de valori admisibile ale acestei ecuații este mulțimea numerelor reale fără pi k, unde k, desigur, că aparține de 0. Revenim la ecuația noastră. Vom efectua substituția. Cotangenta de x egal cu a, desigur că a aparține mulțimii numerelor reale, atunci ecuația noastră va fi a pătrat minus 2a minus 3 egal cu 0. Este o ecuație de gradul al doilea. Observați, dragii mei, că relația dintre coeficienții acestei ecuații, 1, minus minus 2 minus 3 este egal cu 0, putem afirma că a1 egal cu minus 1, iar a2 este egal cu minus c supra a și egal cu 3. Minus minus 3 supra 1 egal cu 3. Acestea sunt soluțiile ecuației algebrice. Deci vom precăuta soluțiile ecuației. Pentru aceasta avem prima ecuație, cotangenta de x egal cu minus 1, o rezolvăm. X este egal arc cotangenta de minus 1 plus pi k. Deci unde k aparține plus 0. Atunci x este egal, deci fiți atenți, proprietatea pentru arc cotangenta de minus a este pi minus arc cotangenta de 1, care este pi de 4, plus pi k. Și atunci x este egal cu 3 pi pi 4 plus pi k. Cel de-al doilea caz, cotangenta de x este egal cu 3. Spunem în acest caz că x este egal cu arc cotangenta de 3 plus pi n, unde n aparține lui 0. Și atunci soluția acestei ecuații va fi mulțimea alcătuită din 3 pi pi 4 plus pi k, unde k aparține lui 0. Cea de-a doua soluție este arc cotangenta de 3 plus pi n, unde n aparține lui 0. Aceasta este soluția ecuației. Rezolvați ecuația trigonometrică cotangenta pătrat de x minus 4 supra radical din 3 cotangenta de x plus 1 egal cu 0. Întărim, deci vom afla domeniul de valori admisibile ale acestei ecuații. Este x, care aparține mulțimii numerelor reale, fără pi k. Fiindcă, pentru aceste valori, sinus este 0 și împărțirea la 0 nu are sens, așa cum cotangenta de x este cosinus supra sinus. Notăm cotangenta de x prin t. Ecuația va avea forma t pătrat minus 4 supra radical din 3t plus 1 este egal cu 0. Vom înmulți toți termenii acestei ecuații cu radical din 3. Vom obține radical din 3 t pătrat minus 4t plus radical din 3 egal cu 0. Aflăm discriminantul. Discriminantul acestei ecuații 16 minus 12, 4 ori 3, care este egal cu 4.
Deci, T1 este egal 4 minus 2 supra 2 radical din 3. Este 2 supra 2 radical din 3. 2 cu 2 se simplifică și obținem 1 pe radical din 3. T2. 4 plus 2 către 2 radical din 3. Obținem 6 supra 2 radical din 3. Este 3 supra radical din 3, care este egal cu radical din 3. Vom afla soluțiile ecuației. Deci, cotangenta de x este egal cu 1 pe radical din 3. X este egal cu arc cotangenta de 1 pe radical din 3 plus pi kappa, unde kappa aparține lui 0. Atunci x este egal arc cotangenta de 1 pe radical din 3 este egal cu pi pi 3 plus pi kappa. Cazul 2. Cotangenta de x este egal cu radical din 3. Atunci putem afirma că x este egal arc cotangenta de radical din 3 plus pi n, unde n aparține lui 0. Și atunci x este egal cu pi pe 6 plus pi n. Deci, în acest caz, dragi elevi, putem afirma că soluția ecuației este pi pi 3 plus pi kappa, unde kappa aparține lui 0, în reuniune, pi pi 6 plus pi n, unde n aparține lui 0. Aceasta este soluția acestei ecuații. Acum, următoarea ecuație, care nu este, n-are forma aceasta standardă, este tangenta de x plus cotangenta de x egal cu 2. Pentru început, vom determina domeniul de valori admisibile. Observați, dragii mei, că această ecuație are și funcții tangentă și funcții cotangentă. De aceea, domeniul de valori admisibile este mulțimea numerelor reale fără numerele de formă pi kappa sau pi pi 2 plus pi kappa, unde kappa aparține lui 0. Am exclus aceste valori pentru care tangenta și cotangenta nu au sens. Cunoaștem că cotangenta de x este 1 supra tangenta de x. Atunci obținem tangenta de x plus 1 supra tangenta de x egal cu 2. Am obținut o ecuație echivalentă cu cea dată. Observați, dragii mei, că putem nota tangenta de x prin t. E clar că t este diferit de 0 în cazul acesta. Vom avea t plus 1 pi t egal cu 2. Vom înmulți toți termenii acestei ecuații cu t. În așa mod vom obține t pătrat minus 2t plus 1 egal cu 0. Am obținut o ecuație algebrică de gradul al doilea și observăm că avem o formulă de calcul prescurtat. Deci, ecuația dată va fi echivalentă cu ecuația t minus 1 la pătrat egal cu 0. Observăm de aici că t minus 1 este egal cu 0, deci t egal cu 1. Am găsit valoarea lui t. Atunci, tangenta de x egal cu 1. Vom afla soluțiile acestei ecuații. X este egal cu arc tangenta de 1 plus pi n, unde n aparține lui 0. X este egal pi pi 4 plus pi n, unde n aparține lui 0. Și soluția acestei ecuații
este PIFI 4 plus PILA, deoarece aparține domeniului de valori admisibile, unde N aparține lui Z. În așa mod, dragi elevi, am rezolvat mai multe tipuri de ecuații trigonometrice care conțin funcția tangenta sau cotangenta și sunt reductibile în majoritatea cazurilor la ecuații de gradul 2, în unele cazuri chiar la ecuația de gradul 1. Pentru a consolida cele învățate, vă propun să analizați manualul la pagina 189, paragraful 3.32, manualul de clasa 10-a, autor Achiri. Vă doresc succese și vă zic pe curând!